Bună seara, bine v-am găsit! Libertatea creatoare este piatra de temelie în existența oricărui artist adevărat. Libertatea creatoare depinde însă de crezul acelui artist. Cu cât crezul este mai profund, cu cât crezul este mai bine ancorat, cu atât libertatea creatoare este și asigurată mai bine. Despre acest raport între libertate și crez vom vorbi în emisiunea de astăzi împreună cu invitata mea, care este o artistă de excepție și care dovedește prin tot ceea ce face că ancorarea într-un crez în deplină libertate, dincolo de mode, de trenduri, dincolo de orice alte criterii exterioare, este soluția pentru a genera o operă viabilă, o operă care, desigur, va dura în timp. Mă grăbesc să vă prezint pe invitata mea de astăzi, care este doamna Elena Murariu. Vă mulțumesc. O artistă, cum spuneam, de excepție, pictoriță, graficiană, restauratoare, o personalitate discretă, dar de o mare valoare a lumii noastre contemporane, cu atât mai mult cu cât crezul Elenei Murariu este, aș spune, împotriva curentului zilelor noastre. Și aș porni de aici să începem discuția noastră, făcând o mică introducere, deși mulți din cei care ne urmăresc cu siguranță vă cunosc, v-au văzut expozițiile de-a lungul timpului. Să începem, Elena Murariu, cu importanța acestui crez, care pentru dumneavoastră este ancorat în creștinism, în ortodoxie, în iconografie și în tot acest orizont pe care îl reprezentați cu o măestrie ieșită din comun. Sunteți, de fapt, un artist iconar. Este corect ce spun? Sau cum v-ați defini mai bine arta? Eu, de obicei, mă prezint, sunt pictor iconar sau sunt iconograf în anumite momente, când vorbesc cu oameni din lumea bisericii sau oameni care înțeleg problema aceasta a iconografiei. Dar, în general, mă prezint ca un pictor, pentru că în atelier, ați observat, am lucrări icoane, deci, dar în același timp am și lucrări care sunt, să spun, pe muchie. Sunt lucrări în care îmi permit mai multă libertate și mai multă libertate decât poate este permis în domeniul, pe falia aceasta a icoanei. Dar acest lucru este congruent, adică toate aceste lucruri artistice, de tablou, de icoană, toate merg în aceeași direcție. Acesta este important. Deci, că tot așa sunt și artiști laici care fac o pseudo-icoană, să spun, o icoană învăluită, care de fapt are un sâmbor de icoană. În fața acelor tablouri simțim cumva chemarea dumnezeiască. Da, este foarte important ce precizați din punctul acesta de vedere raportului între crez, respectiv credința dumneavoastră, și libertatea creatoare. Pentru că un iconar, deși trebuie să se conformeze într-adevăr unor criterii, unor standarde, să le numim așa cu un limbaj modern, este fundamental liber, Elena Murariu, cred. Deci în momentul în care un artist face o icoană sub inspirația Harului, el este de fapt fundamental liber în această relație, nu? Cu Harul și cu credința lui. Este o libertate poate mai puțin vizibilă și mai puțin bineînțeleasă, dar cred că trebuie punctat acest lucru de la bun început. La început, când m-am apropiat de domeniul acesta al iconografiei, nu înțelegeam exact ceea ce ați spus dumneavoastră și bine ați precizat, că există foarte multă libertate, dar pe măsură ce am început să pictez, să mă apropii mai mult de icoană, să înțeleg fenomenul icoanei, să-l simt, să-l practic, să trec printr-o perioadă de ucenicie, să spun, adică o perioadă de a copia icoane, așa cum în arta clasică, să spunem la liceele de artă, toți tinerii, toți școlarii învață să deseneze după lucrările antice, fac desene, fac copii, tot
învață-se tot. După ce am depășit perioada aceasta de copie și am fost foarte mult impresionată și tributară, să spunem, modelelor pe care le-am întâlnit în picturile pe care le restauram, și anume am fost influențată de Curtea de Argeș, pictura de la Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș și pictura din nordul Moldovei, apoi de Bistrița Vâlceană. După ce am asimilat tot acest limbaj, mi-am dat seama că, de fapt, nu există foarte mari constrângeri dacă ești în Albia respectivă. Și chiar m-am simțit liberă și aproape că nu îi înțelegeam pe ceilalți care veneau cu tot felul de concepții și de paravane ciudate pe care eu nici acum nu le înțeleg. Da, extrem de interesant. E bine, poate să precizăm încă de acum, Elena Murariu, e un lucru important pe care doream să-l spun în legătură cu formarea dumneavoastră, că sunteți absolventa Universității de Arte din București, secția restaurare și mai precis departamentul de restaurare-conservare al domnului profesor și al maestrului Dan Mohanu. Ați fost eleva dânsului, un prieten al emisiunii noastre, pe care de altfel îl salutăm cu multă căldură și admirație. Deci, fiind specializat în restaurare, domeniu în care de altfel activați în continuare, dacă nu mă înșel, acesta a fost punctul de plecare, într-un fel, într-un anumit sens, nu? Da, în dorința asta, de fapt, de a crea icoană și nu, bineînțeles, de a mima icoane preexistente, deși copierea asta face parte, din traseu. Aș face o mică precizare, deci sunt absolventă a secției de restaurare, dar în același timp și al secției de artă monumentală. Artă, deci, monumentală, atunci împreună erau aceste specializări. Uh-huh. Iar acolo l-am avut pe un ilustru profesor, pe domnul Stendel, care era un foarte bun desenator și de la care eu am învățat meserie serios. Deci în toată perioada de atunci, la sfârșitul anilor 90, sunteți în continuare periodic și pe șantiere de restaurare, pe lângă atelierul dumneavoastră, care reprezintă microcosmosul artei dumneavoastră personale. Nu? Pentru această emisiune am venit din șantierul de la Gura Motorului. Iată. Da. Și vă pasionează, cred, în continuare la fel de mult și restaurarea. Și cred că învățați. Sunt două fațete ale activității mele care nu sunt dezacord. Din contra, una s-a sprijinit pe alta și pot să zic, poate chiar mai mult restaurarea m-a influențat și m-a format, m-a pescuit cumva restaurarea pentru icoană. Da, în același timp însă este clar că drumul acesta în iconografie, pe care îl practicați cu consecvență de la începutul anilor 2000, avem aici CV-ul dumneavoastră, care este extrem atunci de am început să abundent. Atunci ați început să expuneți. Dar preocupările au fost după Revoluție. După Revoluție, da. În orice caz, de-a lungul zecilor de ani, această preocupare și această axare pe icoană, e clar că are și un aspect, cum să spun, de sinergie cu Duhul Sfânt. Deci, oricum am luat-o, aplecarea asupra icoanei nu se poate face în afara acestei sinergii. Absolut. Nu? Indiferent de metodele tehnice sau artistice practicate. Da, mă întorc chiar și la perioada de început. După ce am terminat facultate, eu am activat câțiva ani ca artist laic. Făceam grafică, o grafică a omului revoltat, tare sunt singur, Doamne, și pieziș, chiar am o serie de lucrări făcute după psalmii argezieni, da? Pe care mai târziu le-am contemplat și am descoperit în aceste lucrări, de fapt, sâmburele pe care îl căutam. Și într-o expoziție pe care am avut-o la Muzeul Satului, se chema Fiul Risipitor, Cântările Triodului, chiar am pus una din lucrările acestea făcute în urmă cu 30 de ani, în perioada mea de grafică, în care era acest copac singur, alături de o altă lucrare recentă, în care era Fiul Risipitor singur într-o mare de porci. Adică cel mai de jos, când ajungeți. Iar între cele două lucrări era o legătură pe care pe mine m-a uimit. Culmea era și cromatic la fel.
Nu o realizaserăți? Nu o realizasă. În timp ce organizam expoziția, mi-am dat seama de eu am mai văzut chestia asta undeva și mi-am dat seama că am văzut-o mine, chiar eu am făcut-o. Am scormonit și nu mai venit să cred. Amândouă erau pe game de griuri, cu puțin albastru, amândouă aveau câte o figură, de data acest, în psalmul respectiv era acest copac pribeag, țepos, care era în pustie, din coace era acest om singur, gol, într-o mare, într-un râu de porci, care mergea în direcție opusă lui, că el deja văzuse lumina. Da. Iată, aceste fire conducătoare, într-adevăr, pot apărea și retroactiv. În orice caz, în arta dumneavoastră, ele se manifestă, dar se manifestă într-o metamorfoză. Elena Murariu, este impropriu și neadecvat să vorbim despre o artistă ca dumneavoastră în afara imaginilor pe care trebuie să le vedem. Și de aceea vă propun să pornim discuția noastră de astăzi de la ultima carte, ultimul album, nu știu cum să numesc, este o lucrare atât de complexă și de frumoasă pe care ați editat-o în urmă cu câteva luni. Se numește Cuvânt și imagine, Parabolele Mântuitorului. O prezentăm aici. Este o carte complexă și o să vă rog să ne spuneți două vorbe despre ea. Cuprinde 42 de parabole din Evanghelie, ilustrate de dumneavoastră și comentate de un părinte. Spuneți-ne cine este părintele și cum este alcătuit pe scurt acest minunat album. Părintele este un părinte elvețian, ortodox, Michel Queneau, convertit la ortodoxie. Dumnealui, în urmă cu mai mult de 10 ani, publicase un text în franceză pe tema aceasta a parabolelor Mântuitorului și acum vrea să facă o nouă ediție, o ediție ilustrată. Și Dumnezeu a făcut să ne întâlnim și dumnealui să-mi propună, iarăși repet, să mă pescuiască în acest proiect. E o economie aici, la este, mijloc nu putem sigur, să închidem ochii sigur. În fața ei, nu se poate, categorică este. Propusesem la mai multe persoane, eu am fost cea însă care am spus da. Am urcat în această barcă, mai trebuia să demers și pe valuri, nu știam să not, dar eu am spus da cu toată inima, mai ales că în preocupările mele era tema aceasta a parabolilor și de mult, de 10, 15 ani, mai mulți ani și deja aveam desene, un portofoliu desigur deja. De lucrări de 15 parabole și am avut impresia că asta e calea, este providențială și am pornit. Da, chiar dacă timpul era foarte scurt, un an de zile mi s-a cerut pentru a face acele ilustrații, mi s-a părut nebunește că e prea puțin. Dar am zis, mă va ajuta Dumnezeu, văd cum o scot la capăt, oricum nu se poate, am crezut că voi reuși. Ați crezut, vedeți, ajungem la crez, la credință, ajungem la această libertate care este o libertate interioară și nu una exterioară și în felul ăsta ajungem la asemenea lucrări extraordinar de frumoase. Sunt deci aici cuprinse 42 de parabole și ceea ce vă propun în continuare, ca să discutăm așa pe un material concret, este să alegem câteva, de fapt le-am ales, mi-am permis eu să le aleg, câteva parabole minunate, am optat pentru unele mai scurte ca să le putem și citi, a căror ilustrare o să o prezentați dumneavoastră. Telespectatorii vor vedea pe ecran imaginile într-o formă foarte bună. Prima parabolă, Elena Murariu, din această carte, este parabola grăuntelui de muștar. O să o vadă telespectatorii îndată mai bine. Pe care deja mă grăbesc să o citesc și bineînțeles că adăugați tot ceea ce doriți ca comentariu pe parcurs. Așadar, o parabolă care există la mai mulți evangheliști, nu precizez acum nici evangheliile, nici capitolele, este următoarea. Împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care luându-l, omul l-a semănat în țarina sa și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin toate păsările cerului și se sălășluiesc în ramurile lui. Parabola. Parabola este o asemenea imagine, reprezentare a unui adevăr teologic
pe care îl revelează în acest mod plastic, Elena Murariu. Cum ați întâmpinat această parabolă în această reprezentare? Și v-aș pune o altă întrebare înainte. Există reprezentări iconografice pentru toate parabolele? Nu. Evanghelice? Nu. Nu. Există cartea Erminia lui Dionisie din Furnă, care circulă la noi. În acea erminie sunt niște indicații despre cum să reprezinți, dar nimic mai mult. Adică în partea de jos se pune asta, se face așa. Pentru fiecare deci parabolă există câteva, o asemenea erminie? Nu pentru fiecare. Nu pentru fiecare. Pentru câte 40, dar nu corespunde pentru 40 de parabole. Sunt astfel de indicații, dar parabolele alese de părintele Michel Quesnot nu corespundeau 100% sau era o decalare. Celor din Dionisie din Furnă. Dionisie din Furnă. Și au fost parabole pentru care a trebuit încercată o propunere de iconografie. Da. Astea deci au fost de erminie a Elenei Murariu, Dar chiar și în cazul parabolelor care aveau indicații. Nu era chiar simplu, iar această parabolă a grăuntului de muștar este una pe care eu am considerat-o destul de dificilă, chiar dacă avea indicațiile respective. Iată, o vedem acum pe ecran, Elena Murariu, și vă rog să ne explicați un pic, să ne o descrieți, poate, pentru că este extrem de interesantă. Această parabolă a grăuntului de muștar a fost spusă în contextul altor parabole agricole. Prima a fost asemănătorului, când se spune de cele patru tipuri de pământuri, cel roditor, pământul cel bun, apoi parabola grâului și a neghinei, în care aflăm că sufletele trebuie să trăiască împreună cu neghina, sufletele care și-au găsit calea, sufletele roditoare. Iar după acesta urmează parabola grăuntului de muștar. Deci tot o parabolă despre o sămânță, dar sensul acestei parabole este cu totul altfel. Sensul acestei parabole se aseamănă foarte mult cu altă parabolă, și anume parabola aluatului. Ele sunt foarte apropiate ca sens. Și acum vă voi explica. O descriem atâta cât avem timp și încât telespectatorii să înțeleagă această dezvoltare în ceruri a unei realități pământești. Da. În parabolă nu se amintește nimic despre ce vedem în partea de jos a imagine, după cum observați, Iisus în mormânt. Nu e nimic, nu e niciun rând scris în parabola rostită de Mântuitorul despre așa ceva. Sigur, da. Dar care este sensul? Trebuie să ne gândim la acel pasaj din Ioan. Dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur. Iar dacă va muri, aduce multă roadă. Deci este moartea care duce la viață, un anumit tip de moarte care duce la un anumit tip de viață. Da. Deci, rădăcina pornește de la Mântuitorul. Sămânța de muștar este chiar Mântuitorul. Cuvântul Mântuitorului. Exact. Iar Mântuitorul se aseamănă cu o sămânță de muștar. Deci umil, se prezintă umil. De altfel, el se născuse la Betleem într-o iesle. Da. Muștarul era o plantă spontanee. Deci nu era o plantă superioară să o pui în grădină, chiar așa să te duci, că e puțin absurd să iei o plantă de muștar, o bob de muștar pe care îl scapi și să pui una. Deci, și este un contrast teribil între umilitatea acestei semințe și dimensiunea foarte mică. Și dimensiunea exact la care va crește acest copac. Da. Cei cultivați din vremea Mântuitorului știau din texte de la Daniel, de la Ezechiel, despre un copac, împărăția cerului se aseamănă cu un copac, dar nu care iese dintr-o sămânță de muștar, ci un copac mare, ca un cedru al Libanului. Ei aveau această idee. Și vă dați seama cât de șocați au fost când Mântuitorul a combinat o sămânță umilă de muștar cu un copac în care se ascund păsările.
În copacul de muștar, copac de muștar e o plantă de muștar. Într-o traducere mai veche chiar se spune despre, când ajunge planta aceasta o legumă mare, se numește buruian, o numesc buruiană, ceea ce arată, deci, încă o dată, cât de umilă era sămânța de muștar. Da. Iată, deci, dezvoltarea acestei corole pe care o figurat și care reprezintă realitatea cerească, este extrem de maestoasă, majestoasă. Și asta intră în paradoxurile tipice, da, ale Evangheliei, ale parabolelor, ale credinței creștine și așa mai departe. În această corolă sunt reprezentați cei 12 apostoli. Și nu numai. Și în mod simbolic, dacă observați, pe lângă aureolele apostolilor, sunt cei care propovăduiesc și care vorbesc despre Evanghelie și merg în toate punctele, în toate colțurile pământului ca să vestească. Așa să ne imaginăm acest copac care se întinde pe mai multe continente, da, un copac uriaș, observăm și niște aureole mai mici. Da. Acelea sunt ceilalți sfinți. Aici avem pe cei 12, dar alături de cei 12 sunt cei 70. Rodesc și ei. Rodesc, exact. Și ei. Deci acest pom este un copac roditor, devine un pom al vieții. Da. Și un element pe care, asupra căruia aș mai atrage atenția, este faptul că eu am folosit frunza de acant. Și frunza de muștar seamănă puțin, a muștarului negru seamănă cu frunza de acant, deci o frunză țepoasă, dar în iconografia creștină de începuturi, frunza de acant era simbolul învierii. Iar această spirală pe care o vedeți în mijlocul imaginii accentuează ideea de creștere spectaculoasă, ceea ce se întâmplă și cu parabola cu aluatul. Atât aș mai preciza că aluatul la vremea respectivă, aluatul dospit despre care spune Mântuitorul, de fapt era considerat făină stricată. Ei aveau azima ca pâinea sfântă. Aluatul nedospit. Nedospit. Și de aceea se aseamănă, deci un element umil care în perioada Paștelui era aruncat, că era semn al morții, este din elementul acesta crește aluatul cel mare și crește acest pom. Da, ca să trecem mai departe, Elena Murariu, am să citesc două rânduri din comentariul părintelui Michel Queneau. Cel mai mic grăunte crește cel mai mare dintre toate legumele, iată minunea. Așa se întâmplă și cu sămânța împărăției, care se împrăștie pe nesimțite înainte de a se arăta cu putere. Iată, deci, imperiul acestor contradicții reunite în armonie este de fapt textul evanghelic și în mod special sunt aceste parabole. Trecem mai departe, Elena Murariu, aș vrea să arătăm mai multe exemple și ajungem la comoara și mărgăritarul de mare preț. Este din aceeași familie, ca să spunem, de idei această parabolă. Vedem deja o imagine. Aici apare un element în plus pe care o să vă rog să-l comentați. Nu înainte însă de a citi această parabolă, cu această ocazie le amintim celor care ne urmăresc frumusețea extraordinară acestor pilde sau parabole sau paremii. Asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină, pe care găsind-o, un om a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Iarăși este asemenea împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune și, aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. Aici și în această reprezentare, Elena Murariu, sunt două registre, ca și în multe altele. Registrul terestru al lumii pământești, ce se întâmplă aici și ce se întâmplă în oglindă, în ceruri. Foarte și vă rugăm spus să ne explicați și semnificația scării, care apare de foarte multe ori în multe din reprezentările dumneavoastră iconografice. Da, mi-am găsit câteva simboluri care mă ajută și le-am folosit în toată cartea. Cum ar fi simbolul scării? Aici observați că este o scară cu 8 trepte, referire la ziua 8-a, tot la împărăție, și simbolul lumânării aprinse.
Deci cei doi reprezentați în icoană sunt poartă lumânări aprinse, candele aprinse, asemeni fecioarelor înțelepte. Uh-huh. Cele două personaje sunt Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Matei. Cel care, inițial, înainte de a descoperi comoara, a fost vameș. Știm că Mântuitorul l-a luat pe sus, să zicem așa, de la vamă, de la masa în care strângea taxele. Iar acest... Strânind rumoare în jurul lui, în legătură cu această alegere. Apoi merg la masă, în casa, și Mântuitorul este acuzat că a intrat în casa... Cu păcătoșii și cu vameșii. Dar din momentul în care apostolul Matei intră pe această cale, începe să urce pe această scară, viața lui se schimbă radical, descoperă comoara din interior, despre asta este, despre descoperirea comorii interioare, descoperirea credinței, descoperirea... vieții duhovnicești, care te duce la împărăție. Și că această comoară, pentru a o descoperi, trebuie să faci un efort. Asta se observă în parabola cu mărgăritarul, că acel neguțător caută. Deci aceste lucruri nu le găsești în drum, trebuie să faci un efort și apoi trebuie să le păstrezi, mai e o nuanță. Că poate oricine, nu orice, potrivnicul, poate să vină și să ți-o fure. Deci este foarte interesant. Am să amintesc ceva, Elena Murariu, important totuși, menționând că această carte deosebită are și un studiu introductiv extrem de rafinat și interesant, semnat de Luigi Bambulea, un reprezentant de frunte al teologiei și istoriei artelor contemporan, care spune așa, parabola este un element structurant al gândirii biblice. El se referă în exegeza lui la această gândire biblică. Este un mod de a exprima comprehensibil transcendența, mai precis conținutul mesajului profetic care se află în parabole. Semnificația mai înaltă este de fapt ideea pe care parabola o narativizează, o înscenează în acest mod atât de plastic și care într-adevăr suportă interpretări din partea oricui, aș îndrăzni să spun. Oricine citește o parabolă, chiar fără să aibă o cultură teologică foarte vastă, înțelege din ea lucruri importante. Da, poate să prindă din acest înțeles anagogic. Anagogic, da. Este ceva care vorbește despre altceva. Te-ai prins, prinzi... Nu se poate să nu înțelegi despre ce e vorba. Puțin. Tot vezi, că măcar că cum ai vedea printr-o oglindă afumată. Și pentru că ele sunt perfecte, de fapt, aceste parabole. Ca construcții, ele, de fapt, sunt perfecte, pentru că ele provin de la însuși Mântuitorul Hristos. Nu sunt... Un lucru ar mai trebui să precizăm. Parabole, așa cum a spus dumneavoastră, au înțelesuri multiple și nu trebuie să ne cramponăm la o singură, pe o singură interpretare unică, asta este asta, deci așa contabilice este, că nu iese, nu ajungi la esență, de fapt. Eu mă gândeam la o comparație. E ca o oglindă, oglindă parabolică, cum ar fi un far. Și în interior există punctul central de la care pornesc razele. Razele, în acel far, pornesc paralel și toate duc în aceeași direcție. Deci sunt înțelesuri diferite, nuanțe diferite, iar între parabole, ce este interesant, este că un înțeles dintr-o parabolă merge în altul, îl nuanțează. Și când intri în toată țesătura aceasta de nuanțe, de sensuri, nu se poate să nu fii bucuros, copleșit de toată frumusețea aceasta. Și nu se poate să nu înțelegi acest sens superior pe care îl conține. Și insist, revenim un pic asupra acestei imagini deosebite, Elena Murariu, iată acest puțin, dar foarte valoros pe care cei doi îl descoperă pe pământ, nu? În țarina respectivă și printre mărgăritarele acelea care se aflau de vânzare, ei au acces la lumea cerească. Și aici iarăși apare acest paradox
din puțin obținem mult, din mic obținem măreț și așa mai departe. Asta este o metamorfoză, și o lege fundamentală. Părintele Keno spune aici: pe plan duhovnicesc, întâlnirea cu Dumnezeu se petrece uneori pe neașteptate, după împrejurări. Urmează atunci o transformare care repune totul în discuție și schimbă prioritățile. Izvor de bucurie, descoperirea împărăției lui Dumnezeu schimbă întreaga viață, determinând omul să-și îndrepte tot ce are și tot ce este spre dobândirea acestei comori. Iată de ce cei doi lasă tot. În mâna apostolului Pavel am pus un text. Da. Poate că ar fi frumos să-l citim. Chiar vă rog să-l citiți. Eu pe toate le socotesc că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie. Acest text dumneavoastră l-ați plasat, nu? Pe reprezentarea pe care o vedem. Căutând atât la apostolul Matei cât și la Pavel, texte care congruente pe ideea aceasta. Ideea respectivă. Și reușita este absolută. Există și un hieratism în aceste reprezentări. De pildă, această parabolă avea o reprezentare cuprinsă în Erminia lui Dionisie din Furna? E lungă povestea cu aceasta. Nu, dacă e lungă, nu e lungă. Putem să o spunem. Dacă observați pe următoarea pagină, avem parabola mărgăritarului de mare preț. Aha, da. Care este reprezentarea canonică, să canonică, spunem, nu? Da, din Erminia lui Dionisie din Furna. Am înțeles. Aceasta era șocantă. Părintele a considerat că e șocantă pentru publicul occidental. Despre Varlam, cine este Varlam, Iosaf, nu era intuitivă. Da, da, nu era intuitivă. În primul moment a zis, nu o punem. Mm-hmm. Și ulterior însă am ajuns la formula. Ați ajuns la această formulă personală? Și apoi dumnealui a atașat și imaginea respectivă. Minunat, minunată colaborare, minunată sinergie. Cartea s-a schimbat. De la prima ediție la a doua a avut și un al doilea autor, iar în ediția românească aș putea zic că are trei autori, dacă îl consider și pe, îl iau printre autori și trebuie să-l iau pe Luigi Bambura. Sigur, categoric trebuie luat, pentru că exegeza lui și pentru că analiza lui este absolut extraordinară. Continuăm, Elena Murariu, pentru că mai avem și o a doua parte, o surpriză pentru cei care ne urmăresc, cu parabola oii pierdute. Iarăși, o frumusețe de parabolă. De oricâte ori le-am citi sau le-am rosti sau le-am auzi, e ca și cum ar fi întâia dată, nu? Da, chiar și eu, care am zăbovit 3 ani până la urmă pe aceste... 3 ani a durat realizarea acestor reprezentări. Că Dumnezeu a avut grijă. Eu m-am speriat de un an. După aceea, părintele nu a publicat, am reluat proiectul pentru parabole la care eu nu găsisem soluția anagogică. Asta da, e problema. Da, da. Iar apoi a apărut criza, pandemia, criza de hârtie și am mai avut iarăși timp. Și așa s-a luat mai mult de 3 Și iarăși vă spun, Dumnezeu v-a hărăzit un pic mai mult timp și pentru inspirația de care aveți nevoie când faceți aceste reprezentări. Nu poți să programezi. Nu se poate. Acesta. Harul Duhului Sfânt vine peste tine când vine. Tu așa trebuie este. Să fii pe cale. Să totul fii este să-L aștepți și să crezi în El. Și să crezi că se va întâmpla. Oaia pierdută așadar. Care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând una din ele, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după cea pierdută până ce o găsește? Și găsind-o, o pune pe umerii lui, bucurându-se. Și sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii, zicându-le: bucurați-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Zic vouă că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de pocăință. Ce să spun, iarăși, câtă finețe a parabolei, câtă delicatețe acestei imagini, acestui mic tablou vivant, acestei situații pe care Mântuitorul o pune în fața... Și cât de actuală în fața asta celor care îl ascultă. Un aspect foarte important al parabolelor. Parabolele sunt despre viața noastră. Da, Luigi Bambulea spune, parabolele din Evanghelie nu sunt teologie. Mântuitorul nu vrea să facă teologie. Dacă ar fi vrut să facă teologie, o făcea la cel mai înalt nivel altfel. Parabolele sunt cu totul altceva. Sunt destinate înțelegerii.
directe. Luigi Babule a spus un text, a formulat foarte simpatic, ludic, metodologie la împărăție. Mi-a plăcut la lansarea cărții. A spus așa ceva. Da, da. Vedem acum această icoană, parabola oii pierdute, în care ne explicați de ce ați figurat. Această parabolă face așa parte din ciclul parabolelor pierderii și regăsirii. Da. Alături de parabola drahmei pierdute și a fiului risipitor. Da. Așa este. În iconografie. Și a păstorului celui bun, aș spune eu pe undeva. Desigur, da. Da, există și o parabolă cu păstorul cel bun. Dar da, nu lăsăm, dezvoltăm lucrul acesta. Sigur, sunt recurențe, sunt leitmotive, categoric. În iconografia lui Dionise din Furna avem această reprezentare. Poate ar fi interesant să o lăsați. Aceasta, care este? Aceasta, înainte. Aceasta este reprezentarea, este, să spunem, corespunzătoare Erminiei lui Dionise din Furna. Da? Deci, și în anumite cazuri, aveți și reprezentarea, să zicem, clasică, da? Și reprezentarea pentru care ați optat dumneavoastră, ca să înțelegem. Pentru și parabolele aici, care aveau... Și aici se punea aceeași problemă. Aceasta era o reprezentare teologică. Da. Oaia pierdută este omul, este Adam, pe care îl ridică din moarte. Iarăși greu pentru public occidental. Dar atât, chiar și pentru publicul nostru pentru ortodox. Oricine, sigur, sigur. Această imagine a Mântuitorului cu oaia după, era foarte familiară atât pentru occidental cât și pentru ai noștri. Este o parabolă care am putea să zicem este mai curând din lumea catolică. A fost mult reprezentată, dar noi am convenit, adică eu cu părintele Cheno, că cartea ar avea un plus dacă noi ne-am apropia de mentalul zilelor noastre. Dacă am face puțină chiar diortosire, să zicem, la imagine, pentru că scopul acestei cărți a fost și un didactic. Am vrut cartea aceasta să folosească cuiva, nu să fie doar ca să ne dăm mari, să folosesc așa o sintagmă. Cu siguranță ați reușit. Un pretext. Și mie mi s-a părut ziditor să folosesc această imagine veche, care era utilizată și în lumea antică, a păstorului care își pune oaia pe umăr, o ducea pentru sacrificiu. În cazul ăsta, în nici într-un caz, oaia este salvată. Ceea ce e foarte interesant în această parabolă este faptul că față de fiul risipitor, care a ajuns în starea în care a ajuns, în care nu se găsea pe sine, mort era și a înviat, dar s-a putut întoarce acasă. În cazul parabolei oii pierdute, oița, omul nu se mai poate întoarce. Trebuie Mântuitorul să se ducă după el, fie, cum zice, în munte sau să o caute și să o pună pe umeri. Reprezentarea este în fața grădinii Raiului. Aici începem tâlcuirea, aici ne îndepărtăm de reprezentările catolice, să spunem, deja grădina Raiului ne arată despre ce bucurie este vorba. Și acest cerc, cercul bucuriei, sfera aceasta bucuriei, această hora bucuriei, în care sunt serafim și heruvimi, răspunde textului în care se spune: bucurați-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Deci bucuria este în ceruri. Și în felul acesta, parabola, tâlcuirea de aici, în imagini, se apropie cu tâlcuirea de aici și se completează chiar. Da, și se ajută. Cât de frumos se completează. Prezența aceasta a Mântuitorului în multe ipostaze din diverse parabole este extraordinară, pentru că în lăuntrul sau în spatele multora din personajele din parabole, de fapt, este Mântuitorul. Și dumneavoastră îl scoateți de acolo și îl prezentați ca atare. Se mai întâmplă asta și în alte locuri. Părintele Cheno spune: bucuria în cer este bucuria lui Dumnezeu și a îngerilor săi la pocăința, adică la întoarcerea inimii oricărui păcătos. Serafimii și heruvimii care stau în jurul tronului dumnezeesc, înfățișați în marea sferă din jurul Dumnezeului om în această icoană, simbolizează această bucurie. Într-adevăr, Iisus este reprezentat în
postura lui umană. Îmbinați foarte mult, cum spuneam, hieratismul cu pământescul în aceste reprezentări ale dumneavoastră, dar totul este atât de firesc în această îmbinare, pentru că altfel riscă să devină factice o asemenea asociere, Elena Murariu. Da, astfel și trebuie făcut. Dacă avem două registre, registru poveștii banale, poate, unele din lumea cotidiană, normal că trebuie să prezentăm pământul. Și avem cealaltă poveste din lumea luminii, lumea duhovnicească. Atunci avem și acest hieratism. Și avem conștiința legăturii între cele două. Deci lumea pământească este în conexiune, în contact permanent cu lumea nevăzută, în principiu. Ar mai fi fost o parabolă asupra căreia vom insista însă pe scurt, deși este minunată, dar pe care țin să o arătăm, parabola bunului samaritean, bine cunoscută, pentru că vreau să trecem și la partea a doua pe care ne-am propus-o. Și aici este o reprezentare absolut extraordinară a Mântuitorului, vedem imaginea acum pe ecran, Elena Murariu, în postura chiar a bunului samaritean, care, atenție, era unul din alt neam, cel care se apropie de omul tâlhărit și îl ajută atât de bine, era un samaritean, era un om din alt neam. Asta este o discuție în sine. Dar iată că îl puneți pe Hristos, de fapt, la baza, grăuntele acestei atitudini este Hristos. Vă rugăm să ne comentați, nu avem timp să recitim. Parabola bunului samaritean este bine cunoscută și cine este aproapele meu, iar Iisus, răspunzând, povestește toată istoria omului tâlhărit pe care îl salvează de la moarte bunul samaritean. Spuneți-ne un pic despre această reprezentare absolut cutremurătoare, atât zic eu. Atât să precizez, Părintele Queneau, pentru ediția franceză, a ales exact această parabolă pe coperta, a pus această parabolă pe coperta. Nu mă mir. Bunul samaritean, așa cum ați spus dumneavoastră, îl ține pe cel căzut între tâlhari. Îl vedem plin de răni, aproape mort. În spate este măgărușul, animalul său, dobitocul său, pe care îl urmează să-l așeze Mântuitorul. Lângă Mântuitorul observăm niște elemente care ar părea ciudate. O masă altarului. A unui altar. Pe masă există potirul de împărtășanie, iar și o sticluță cu mir. În parabolă se vorbește despre vin și despre ulei. De fapt, leacurile Mântuitorului sunt leacurile din biserică. Dacă ne uităm, hanul, iarăși simbolic, reprezentat în planul secund, hanul unde urmează să fie vindecat, este biserica. Biserica văzută ca spital. Și extraordinar. O cântare din slujba de înmormântare pe care eu am remarcat-o și care se potrivește foarte bine acestei parabole. Chipul slavei tale cele negreite sunt, deși port rănele păcatelor. Emoționant. Menționez și din exegeza părintelui Queneau ceva foarte interesant. Întru Hristos nu există paria, om de neatins, așa cum exista pentru cei care nu s-au oprit lângă cel tâlhărit pe drum. Atitudinea față de celălalt, iubirea față de fiecare om, indiferent de criterii religioase, culturale, economice sau etnice, este pe primul loc. De altfel, învățătorul de lege nu se înșală, desemnând ca model pe cel care a făcut milă cu el, respectiv cu cel în nevoie. Apare aici definiția creștinismului, practic, în valoarea lui universală și a tot cuprinzătoare.
în această parabolă și în această explicație a părintelui Keno. Cu aceasta va trebui să ne oprim din răsfoirea acestui minunat album, Elena Murariu. Precizăm că majoritatea cărților pe care le-ați scos sunt în regie proprie. Aici văd o altă formă de libertate, adică le editați fără o editură, eventual cu niște subvenții pe care le primiți sau nu. Dar ele se pot găsi, nu? Există în librării. Deci recomandăm călduros, am văzut chiar la Librăria Sofia că apare această carte, la Librăria Bizantină, deci sunt cărți de găsit. În a doua parte a discuției noastre ne-am plănuit să vorbim despre un alt episod sau un alt tronson al creației dumneavoastră iconografice, Elena Murariu, care este iarăși absolut extraordinar, în Amonte acum, deci în perioadele anterioare. V-ați ocupat foarte mulți ani de martiriul brâncovenesc și de sfințenia acestor mucenici, care cred că sunt în felul lor unici în istoria creștinismului. Proiectul continuă. Și proiectul continuă încă. Deci un izvor nesecat este de fapt viața acestor mucenici brâncoveni, căreia i-ați dedicat deja mai multe serii și de expoziții și de albume. Avem aici unul dintre ele, Constantin Brâncoveanu, Puterea Viziunii, un album bilingv de altfel, foarte frumos editat, în care sunt diverse reprezentări pe care le-ați dedicat acestor mucenici, acestor sfinți. Și vă propun și aici să deschidem albumul, începând cu registrul acesta mai canonic. Și în albumul acesta dedicat brâncovenilor aveți mai multe registre, un registru canonic și un registru mai liber. Și propun să începem cu icoana aceasta canonică, absolut minunată, ca să o luăm așa de la icoana canonică reprezentându-i pe mucenicii brâncoveni. Vedem imaginea acum împreună și vă rugăm să ne vorbiți un pic despre ea. Este o reprezentare deosebit de frumoasă, care deja semnifică ceva. Este miezul unei icoane hagiografice, deci aceasta este partea centrală a icoanei. Pe lateralele acestei scene centrale se află momente din viața sfinților brâncoveni, da, pornind de la cu momentul urcării la tron al lui Brâncoveanu până la aducerea moaștelor la Biserica Sfântul Gheorghe de către soția sa, Marica Brâncoveanu. Tot acest drum. În imaginea canonică, așa cum ați spus dumneavoastră, îi avem reprezentați pe sfinții brâncoveni, adică pe Constantin Brâncoveanu, alături de cei patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul Ianache. O precizare pe care aș vrea să o fac este că vârstele la care i-am reprezentat pe tinerii brâncoveni, bărbați brâncoveni, sunt vârstele reale, vârsta lui Ștefan, a lui Constantin și a lui Radu. Am făcut o mică licență în cazul lui Matei. La biserica în Catoliconul de la Hurezi îl vedem pe Matei reprezentat. Acea pictură s-a făcut cu 20 de ani înaintea martiriului brâncovenilor. Asta înseamnă că această idee că Matei era de 12-14 ani copil este falsă, din moment ce el apare în tablou votiv. Chiar, dacă era în fașă, dar el e reprezentat ca un mic prinț acolo. Deci avea minimum 20 de ani când în momentul martiriului. Dar eu l-am făcut ceva mai mic, în ideea vârstei, accentuat vârsta duhovnicească, sau că el a fost singurul care nu a înțeles în totalitate măreția momentului. Și de aceea este reprezentat în felul acesta, iar părintele său, Constantin Brâncoveanu, ține chiar pe capul lui protector
crucea. Da, asta... Toți sunt cu fețele, dacă observați, spre Mântuitorul. Și mâna este pe capul copilului, fiului, părintește, într-un moment de o asemenea forță, de o asemenea intensitate. Mai este ceva, Elena Murariu, în toată seria dedicată mucenicilor brâncoveni, apare o temă, și nu cred că mă înșel, este tema acestor capete decapitate. Tema decapitelor, a capetelor desprinse de trup, care intră într-un alt registru, intră în registrul Sfințeniei. Și vom vedea și mai departe. Chiar aici, în această reprezentare, observăm poziția capetelor, sugerează deja, nu? Totodată ei privesc spre Iisus Hristos. Privesc în sus, dar cu capetele oarecum separate de trup, nu? Această imagine mi se pare... Nu am o reprezentare în care brâncovenii sunt... privesc spre Mântuitorul, dar în același timp au petipsie, asemenea lui Ioan Botezătorul își țin capetele. Am făcut o astfel de icoană mare pentru Biserica Fundenii Doamnei, unde am lucrat la restaurare. Și această icoană am considerat o icoană punte, o icoană care să pună pace, cumva, peste veacuri, între cele două familii. Între cantacuzini și brâncoveni. Da. Într-adevăr, este extraordinar de important și detaliile chipurilor, dacă le urmărim, de asemenea, ne-ar șoca din punctul de vedere al măiestriei realizării. Trecem la o altă reprezentare, privindu-i pe brâncoveni, Elena Murariu, una care mi se pare de un mare curaj. Am să vă întreb dacă mai există asemenea reprezentări. Este vorba despre pescuirea trupurilor din apele Bosforului. Iată ce reprezentare extraordinar de curajoasă, care de altfel face parte dintr-o troiță pe care o vedem aici alături. Le vedem imaginile imediat și mult mai bine pe ecran. Este un mare curaj această reprezentare, care este și ea... Este plină de simboluri. Aș vorbi puțin despre această troiță. Iconografia troiței este o iconografie de apă, observați? La Hurez, dacă veți observa la fântâna din curte de la Hurez, există izvorul Tămăduirii, sunt teme legate de apă sau de foc. Și mi s-a părut că e potrivită tema pentru o troiță. Eu nu pot să ridic troițe, eu mă pricep doar să desenez, dar în dorința aceasta de a face lucruri deosebite, de a-i cinsti pe brâncoveni, mi-am permis libertăți mari. Ceea ce este remarcabil în acest detaliu al pescuirii de asemenea este că... Și în general, în toată această serie, că aveți serii din toate icoanele, sunt serii, multe serii, elemente teoretic morbide capătă în viziunea dumneavoastră și în viziunea creștină, de altfel, exact cum vorbeam și mai devreme, o dimensiune transfigurată și deja sfințită. De fapt, brâncovenii se sfințeau în acele momente, în momentul acelor întâmplări. Nu trebuiau să aștepte canonizarea de la începutul anilor 90. Nu? Da. Asta sugerați de multe ori. Desigur. Eu m-am raportat din momentul în care am început să lucrez în bisericile brâncovenești și am avut șansa aceasta, la ei e ca la sfinți. Mintea, ochiul mi-a fost deschisă de Ioan Alexandru. Sunt dintre cei pe care Ioan Alexandru i-a adunat și i-a format. Și imediat după 90 a apărut cartea înaltului Bartolomeu Anania cu cerurile ortului. Cred că în 90 a apărut. Pe mine m-a șocat, m-a cucerit, m-a impresionat profund această carte și mi-a întărit dorința de a face acest proiect. Și cam în momentul canonizării brâncovenilor a început totul,
acest proiect pe care îl duc și astăzi. Continuați sunt și 30 acum. De ani. Să știți că anul acesta se împlinesc 30 de ani. Da, da. Este extraordinar. Marcăm acest lucru. 30 de ani dedicați, acum. Dedicați unui crez, Elena Murariu, cum spuneam, în deplină libertate. V-ați instalat pe acest făgaș din care tot scoateți roade, tot scoateți roade. Asta este ceea ce eu pot să spun. Mai arătăm ceva, ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre, dar eu cred că formula aceasta pe care am ales-o este relevantă. Există de asemenea o serie foarte amplă cu reprezentarea acestor capete, repet, decapitate, dar deja înălțate acolo unde trebuie în cer, reprezentări florale sau vegetale, din mediul vegetal. Aici apare o reprezentare minunată a capetelor într-un buchet de flori, dar un buchet de flori diafan. De maci sunt. De maci. Tot ideea de sacrificiu. Da. Această serie a pornit de la ideea copacului roditor. Da, și arătăm și pomul roditor. Iată, aici avem două reprezentări cu pomul roditor. Trebuie să le aducem mai aproape unele de altele, dar e păcat să nu o facem. Da, pomul spuneți-ne. Vieții. Vă spuneam de frunza de acant, ideea învierii și am văzut aceste aureole ca niște fructe, ca niște roade duhovnicești în acești pomi. În icoana canonică, una din scene este cu o grădină a Raiului, în care sunt, prima dată acolo am pornit acest ciclu, în care apar aceste capete ale brâncovenilor, ca roade. Și la scena aceasta am pornit de la acel episod îngrozitor, în care capetele brâncovenilor au fost puse în fața porții spre pildă celor care vor fi haini, încearcă să fie haini, să asculte de sultan. Iar acest lucru îngrozitor, de câte ori am fost la Istanbul, de fiecare dată m-am uitat la acea poartă și ne ziceam, oh, Doamne, aici au fost brâncovenii, aici, aici. Și am transfigurat prin sulițe ale apar acolo, dacă o să observați, sunt niște sulițe sprijinite de pomi, dar roadele sunt în pomi. Și astfel s-a dezvoltat toată suita aceasta, în care am dat frâu simțămintelor. Nu le putem neapărat numi icoane, dar sunt împreună. Sunt fațete ale unui proiect. Sunt fațete și aici, pentru că ne apropiem de sfârșit, o să dau citire unui pasaj foarte bine formulat de către Luigi Bambulea în acest text introductiv la volumul anterior. Spune dânsul așa: mi se pare demonstrabilă o componentă onirică a artei Elenei Murariu, o vecinătate a viziunii artistice cu fantasma, o exteriorizare în icoană chiar a unei colecții de imagini subliminale proprii, pe care vocabularul bizantin, de pildă, nu îl obliterează total. În acest sens, arta religioasă este, din această perspectivă, în același timp canonică și creativă, căci tradiția se conjugă cu imaginarul, herminia se nuanțează prin interpretare. Ce bine le zice Luigi! Le zice foarte bine, foarte potrivit și cu această idee sper să rămânem. Doamna Elena Murariu, am mai fi avut de arătat din acest album brâncovenesc, dar nu-i nimic, o vor face probabil cei care îl vor deschide mai departe. Spuneți-ne pe scurt care este proiectul dumneavoastră în curs pe această, în această lume minunată în care activați. Brâncovenii sunt în continuare. În continuare. Alături de brâncoveni, continui un proiect început în acest album, proiectul, da, Martirilor, care de fapt e o continuare a proiectului brâncoveanu, Sfinții Brâncoveni. Deci este vorba de martiri în general, martirii, și de alți martiri. Martirii, cei pe care îi numim martirii din români, martirii, sfinții români. Sfinții români, inclusiv martiri. Cei din închisorile comuniste, dacă am înțeles bine. Se deschide puțin ușa spre această temă. Nu mi-am permis să pun aureole încă sau să-i sfințesc, dar acolo sunt lucruri de o profunzime care mă mișcă
Și lucrând în registrul acesta al martirilor și neștiind unde să mă opresc, să mă opresc la calendar sau să mă opresc în prezent, și fiind copleșită efectiv de toată literatura aceasta legată de închisorile comuniste, despre gulag, până la urmă m-au tras, să spun așa, că altfel. Și ei v-au tras. Da. Și lucrez la două proiecte. Lucrez la un proiect legat de rugul aprins și de suferințele din închisorile comuniste. Între aceste două proiecte, iarăși fiind fire care le leagă. Nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea aceasta, pentru toate lucrurile minunate pe care le faceți, pentru consecvența acestui crez și pentru libertatea totală în care ați ales să vă exercitați talentul și maestria, stimată Elena Murariu. Le mulțumesc tuturor celor care sper că ne-au urmărit cu atenție. Aceste cărți trebuie însă ținute în mână, cu siguranță. Vă doresc toate cele bune, la revedere!